the coal replied, I sprang out of the fire, and if I had not escaped by sheer force, my death would have been certain. Cyan, ia să te văd. Tata pleacă, nu? Tata, mută mașina numai ca să poată să iasă mama. Ia să văd ce ai acolo în pungă. Ce să-l ia? Candy. Hmm? Candy. Candies? Mhm, alias bombonele sănătoase pentru tine. Mergem? Mm. Ok, let's go. Mergem cu aia. Nu mergem cu aia, că nu-mi place. Punem cantul numai. Nu eu pun, radio pune. Radio pune muzica, nu eu. Suntem în mașină, este 1.40 după masa și mergem până la casco, eu cu puiul. Inițial am vrut să merg cu Joshua, dar s-a băgat în picioarele mele și a început să plângă, că el nu vrea să plece. Atunci a zis mai bine le iau pe el decât să le iau pe Joshua și așa am plecat noi doi. Noi fum de la Da, Zan vede liniile acelea pe cer și nu știe ce, de unde sunt. S-a întâmplat un lucru neplăcut. Nu astă noapte, cealaltă noapte. Cineva din familie, nu dăm nume, a uitat amândouă cheile de la amândouă mașini în Jeep. Și a uitat Jeep-ul deschis. Și Prius a rămas. Prius a rămas închis. Eu am venit ultima, l-am închis. Și cealaltă cheie a rămas în Jeep și cineva a lăsat Jeep-ul deschis cu amândouă cheile înăuntru. Și ce credeți că s-a întâmplat? Încerc să sunt la casco și vreau să găsesc o parcare la umbră pentru că nu-mi place soarele. E destul de cald astăzi, mai cald decât m-am așteptat. Și prefer să stau la coadă până iese cineva, de fapt la coadă, să stau până iese cineva decât să parchez la soare. Ok, ce le spuneam, Zion? Despre ce vorbeam? Că a deschis Jeep-ul cineva. Da, a deschis Jeep-ul, i-am prins pe cameră, l-am prins sau am prins-o, nu știu exact ce era. Uite că iese o tanti. A deschis Jeep-ul, a găsit cheile, a furat tot ce a găsit în Jeep, de fapt nu tot, ce i s-a părut lui de valoare, și apoi a deschis Priusul meu și mi-a furat cash, mi-a furat toți ochelarii de soare, numai ce mi-a cumpărat o pereche faină, așa de ciudă mie, numai ce mi-a cumpărat o pereche faină de ochelari și mi-a furat. Stai să mă bag în parcare. Nu am ochelare, am niște ochelari care le-am primit de la soră mea. It's fine, dar nu-mi stă bine cu ei. Vai, ăstia! Da, și am prins pe cameră, dar camera noastră, din cauza că nu avem lumină mare în fața casei și persoana respectivă avea o glugă pe cap, cel mai nasol lucru a fost când a trebuit să mă uit pe cameră și să văd că persoana respectivă a stat între 10 și 15 minute la mine în mașină și căuta. Ce frumos, îți stă cu ochelarii. Așa-i. Și pe deasupra, deci noi avem ceva cu cheile. Pe deasupra au furat și cheile. Și cheia de la Jeep și cheia de la Prius, de la mașina mea. Mai avem una, bineînțeles, la fiecare, dar numai ce am cumpărat chei noi și să ni le furi acum. Și... La alea se cumă. Astea saltele. Da, so... Nu știu, nasol. Mie mi s-a părut după mers că era femeie, dar avea un ghiozdan în spate și colecta acolo lucrurile și am pus un anunț pe website, pentru că avem un website pentru zona noastră, am pus anunțul că cineva ne-a furat, ne-a intrat în mașini și mai la câteva persoane de pe stradă le-a furat niște lucruri și de prin zonă și nu e prima oară, noi nu suntem într-o zonă așa de protejat în sensul ăsta. La noi se fură mult. Dacă ți-ai uitat mașina deschisă, cred că vine cineva și verifică în fiecare seară, pentru că numai o seară am uitat deschisă și atunci au furat. Deci înseamnă că vine cineva în fiecare seară și verifică mașinile la fiecare și fură. Și cine are ghinionul ăsta să-și lase mașina deschisă, o pățește.
Da, asta e vestea nasoală care am, care asta e, asta e lucrul nasol prin, prin care am trecut acum recent. Am început școala luni și n-am mai filmat pentru că a fost un haos. Să spun că a venit poliția? Da. Da, Mircea a sunat poliția, dar din cauza că nu am văzut fața, n-are ce să facă. O raportat cazul, dar din cauza că nu avem o față, nu avem amprente prea bune. Mi-am văzut fața lui. Fața lui cine? Lui nene rău. Ai văzut fața lui nenea rău? Da. Spuneam că nu am mai filmat prima zi de școală, că așa am trecut, pentru că nu am avut nervi. A fost un haos, nu am fost... Încă încercam să ne obișnim. Am fost în dubii dacă ar trebui să încep școala lung sau nu, pentru că nu m-a simțit prea bine. Josh au insistat să începem. Dar am început așa lent. Nu, n-am, deci nu o să mergem după ce mi-am plănuit eu. Să mai încoace ca să mă vedeți. Mi-am reînceput un alt caietul acela cu teacher planning, cred că îi spune. Acolo o să fac the real planning. Și da, am făcut și azi școala, n-am terminat, merg acasă să mai termin cu Josh, așa ce am de făcut. O să mergem încet pentru că am început mai repede. Dar am venit la casă să-i cumpăr la Zaire o carte de preschool, pentru că ce am cumpărat eu, i-am cumpărat numai de artă și niște chestii astea din Biblie. Frate meu! Da, tot, dar tu vorbești prea tare. Și vreau să-i cumpăr o carte de preschool care să-mi spună exact, să am exact pe 30 și ceva de săptămâni, 36 de săptămâni, ca să, ca să fac cu el. Și cam asta. Să nu-ți tai părul, că nu o să mai fii frumos așa, o să fii un pic curățel. Nu se taie nici nasul. Nu, vezi că mi-l bagi în ochi. Pune farfeca înapoi că mergem la casco. Și să-mi iau niște vitamine pentru mine, pentru că nu mai am și... Cam asta. Vreau să vă mulțumesc celor abonații noi, care v-ați abonat de curând, s-au abonat foarte mulți abonați de când am postat acel clip cu rechizite. Nu vine să cred ce mulți v-ați abonat și știu că sunteți mulți studenți și elevi. M-am cumpărat cu farfeca asta. Și vreau să vă mulțumesc, sper să nu vă dezamăgesc. Scrieți-mi jos ce clipuri ați vrea să vedeți pe canalul nostru, ce clipuri vă interesează, pentru că vreau să fac happy pe toată lumea. Știu că e greu să mulțumesc pe toată lumea, dar o să încerc să fac clipuri din fiecare categorie. Știu că sunt foarte multe mămici care mă urmăresc, sunt cupluri care mă urmăresc, sunt copii care mă urmăresc, studenți, elevi, bunici. Și vreau să-mi spuneți fiecare ce video ați vrea să vedeți pe... Și tătici! Ia spune, ia întreabă, sunteți tătici care ne urmăriți? Tătici care ne urmăriți? Scrieți-ne jos dacă da. Scrieți-ne jos. Spune, scrieți-ne jos. Scrieți-ne jos. Spune, scrieți-ne jos dacă ne urmăriți. Scrieți-ne jos dacă ne urmăriți. Dar nu ți-a auzit nimeni, că este cu spatele. Trebuie să te uiți aici în cameră. Scrieți-ne jos. Scrieți-ne jos. Dacă ne urmăriți. Dacă ne urmăriți. Și dacă vă place. Dacă vă place. Ce filmăm? Ce filmăm. Ok, hai. Și eu să cumpărăm și un hot dog, pentru că mi-e poftă de hot dog de ceva timp și n-am apucat. De ice cream, de Ida. Știu eu, avem acasă ice cream. Da, ok, mai vreau să vă spun ceva, dar am uitat. Poate că o să-mi amintesc mai târziu. Ok. Hai frumos, nu așa. Închide ușa. Are mama aici cheile. Blochează mama cheile cu cheile. Închide ușa. Tare. Nu. Stai. Ei. Ok, acum trântește tare. Ok, stai aici, că vine mașinuța, să pun. Vrei să o prins pe aia? Nu, poți să prins că vine mașina. Mamă, uite, vine mașina stânga. Dă mânuța la mama. Să prinzi ce ora aia? Aia nu se lasă prinsă. Ea fuge. Ea știe că vrei să o prinzi. Nu știe că umbră încet. Merge încet? Ok. Poate mai târziu. Da.
umbriel. Dacă vine mașina în spate. Ce-i ăla? Plecăm de la Casco, este 2:50. Puteam să plec mai repede, numai că Zain a pus mâna pe o carte și n-a putut să plec până nu a terminat-o de citit. Spider-Man. O carte cu Spider-Man? Da, și că n-am vrut să o cumpăr, o trebuie numai să o vizioneze acolo dacă vrea. Mi-a cumpărat ce-mi trebuie, mai avem o oprire și mergem spre casă. Mama, ce ai mâncat? Nu am mâncat nimica. Ba, poate mănânc ceva. Vrei să mănânci ceva? Dar n-ai mâncat struguri. Unde ai fost tu cu mama astăzi? Casco. Și ce am cumpărat? Medicamente? Mhm. Vrei să vezi un paianjen? Unde? Uite la acolo sus. Unde? Uite la acolo sus. Uite la acolo. Care ai? Nu, uite la mama. Uite, mama îți arată cu mâna. Uite acolo sus. Acolo. Hai să-l prindem. Știi, Zain, hai să spun ceva. Acum 10 minute când m-am pus pe bancă, dintr-o dată am simțit că mi-a picat ceva în cap. Și după aia pe gât. Și după aia l-am văzut. Un paianjen mare. Cred că a venit de acolo, de undeva. Un paianjen, uite așa de mare. Ăla e baby, pe lângă ce am avut eu pe gât. Și știi ce am făcut? Ce crezi că am făcut cu el? Mm-hmm. Cu te. Cu perna. Cu perna asta? Da. Nu cu perna asta? Nu. Ce contează cu ce pernă? N-am mai stat de mult pe banca asta, că a fost cald și cred că s-au adunat paianjeni aici în sus. Ia! Zion, am o întrebare. Wow! Ai început școala? Da. Ce clasă ești? Green. Ești green? Da. Nu te-am întrebat ce team ești. În ce clasă ești? Ești first grade? Ești second grade? Ești kindergarten? Ești preschool? Ce ești? Preschool. Ești preschool? Și ce am făcut noi azi la preschool? Ce am făcut noi astăzi? Cumpărat zorbil! Ce am cumpărat? Cola! Cola? Aia nu a fost la preschool. Mai ții minte când am făcut experimentul? Sau nu experiment, proiectul ăla cu pământul? Mai ții minte? Ce vrei să faci? Vrei să te pui cu burta pe mine? Că mă doare. Te doare burta? Iară te doare burtica. Vezi că te aud vecinii. Te aud vecinii că țipi. Ce să facem cu hoții ăștia care tot ne fură? Nu trage că pici, mă. Mă. Nu a picat. Puști. Cât pe ce să piști? Să piști, auzi, să pici. Zion, ce să facem? Ce să facem cu hoții ăștia care ne tot fură? Te omorâm. Nu putem să-i omorâm, avem voie. Scrie în Biblie să nu omori. Nu. N-ai știut. Acum știi? Da. Să nu omori niciodată, ok?
Ce facem cu hoții? Îi prindem? Da. Și unde îi ducem? Nu, poliție prinde. Dacă văd poliție, un anul ăla uită de unde e. Da, dar Zian, ai voie să furi? Oamenii ăștia fac bine că vin la noi acasă și se bagă la noi în mașini și ne fură? Fac bine oamenii ăștia? N-ai voie să fur nimic! N-ai voie să pui mâna pe ceva ce nu e a tău? Că atunci când vine cineva la tine și îți fură, nu-ți place, așa-i? Știi că este o vorbă în limba română, îi spune ce ție nu-ți place? Cum e vorba? Altia? Nu-i face. Mai ți minte că am învățat-o noi odată asta. Stăm pe bancă cu mam, eu și Piticu, Geașa acolo în spate cu Moșii, se uită la game. Și eu toată smurdară pe la oal pentru că am încercat să dorm un pic. Și așteptat să treacă timpul pentru că ești obosită. Mama. O iubești pe mama? Sunt obosită și m-am săturat, vreau să mă culc. Aia tot ce vreau să fac e să dorm. Te-ai culcat deja, nu? E ora, e numai ora, nu știu dacă e ora 7. Tati pregătește ceva, tocăniță de spate de pui. Bine, măcar că s-o făcut răcoare. Zain, uite, coboară, uite, coboară paianjenul. Uite, vreau să coboare paianjenul, îl vezi? Uite, vreau să coboare, cred că i s-o făcut foame. De la noi? De la noi, da, vine și ne papă. No. Dacă uiți deschisă ușa, vine și se bagă la noi în casă și se pune la tine în pat și îți papă mizeria de pe picioare. Tu te spăl pe picioare când te culci. Da, iau-te! Acum ești murdar pe picioare. Trebuie să te speli. Și pe nas ești murdar. Da, iau-te! Am văzut! Te am albi, Doamne! Mama, vreau să bei pe comic picioare. Ce ai văzut? Am văzut un baby cu mici picioare. Ai văzut un baby cu mici picioare? Da. Unde? Când am mers cu bicicletele. Când am mers cu bicicletele, mama. Cu tata? Da, și cu mama și cu mine. Când mergeam să căutăm că am văzut un baby cu picioare. Ai văzut un baby cu picioare? Da, mici. Sau cu mici picioare? Un baby cu mici picioare. Ce vapor bagaj acolo? Ce vapor bagaj? Da. Unde? Te va hinta ea. Da, baby head ăla. Era cumva un căruț? Era un căruț baby? Nu tractor. Cam asta. Nu știu ce vlog am făcut azi. Vorbește încet că dorm vecinii. Te aud vecinii. O să încercăm să facem altul mai bun data viitoare. Nu știu, mâine, poi mâine, să vedem cum ne simțim. Depinde de vreme. Mă frig. Ce-i frig? Și bine la mama în brațe? Nu că mă frig. Se pare ce pantaloni am luat acum vreo două săptămâni și atât îmi plac. Numai cu ei aș umbla. M-am gândit să-i spăl în fiecare seară și să-i umbla iar a doua zi cu ei. Stai două secunde ca să arăt pantaloni, ok? Două secunde. Deci dacă se vede aici, au chestiile astea aproape transparente, numai nu sunt chiar transparente. Mi se par și au material foarte fain. Îmi place și culoarea la ei și sunt foarte confortabili. Nici nu mai știu de unde am luat, cred că de la Marshall. E bine? Acum. Fă-te acolo la picioare. O, te-ai acoperit și la picioare? Da. Oh. E de mânuțe. Ok, închide ochii și fă nani. Nu fac nani. Păi ce vrei să faci? Mă dor picioarele de viață. Te dor picioarele și vrei să ce? Da. Mă dor picioarele de viață, dorm. Ok, închide ochii. Mircea se chinuie să pună acum niște becuri afară. Niște becuri mai luminoase, mult mai luminoase, pentru că în cazul în care mai vin hoții să fie lumină, să se sperie
Asta ne-a recomandat poliția să facem, să punem niște lumini mai puternice. Dar nu știu exact unde vrea să le pună. Așa, 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 ok, ține de grila trecut. Ce-ai acolo? Hai să văd. Ce să le-aș rup? Cuie? Cuie nu e ceasă. Bă, dar căpos e asta. Ok. E mai ține câteva? Mai de unul? Ok, da. Jos, mai un pitic, am nevoie de un pitic care să mă ajute aici. Alea nu sunt mere, Zion. Bine, nu le rupe. Pomul ăsta face flori foarte frumoase primăvara. Nu, astea sunt numai fructele care le face, dar nu sunt fructe de mâncat. Ele lung. Joshua, unde ți-e șlapii?